Era um rei, uma vulpaia negra, um cupro cristiano. Ai, te victimizezi prea mult, Roxana. Roxana, te victimizezi prea mult, le faci prea mult în plan la mulți. Te rog frumos să nu mă mai acuz, da? Păi nu te acuz, te-am acuzat. Te rog frumos să mă lași să mă consum, da? Nu mă mai spune tu mie că mă victimizezi. Fac ce vreau. Și care e problema ta? Păi și care e problema ta? Asta e problema, că prin asta îți faci tu mult rău. Mă victimizezi când vreau. Fii un pic mai dură, păi tu crezi că aici, băi, îți spun că afară e viața mult mai dură. Deci te rog frumos să nu mai arunci cu acuze așa. Nu mă victimizezi. Pur și simplu mă consum. Eu pentru spus, că bine, tu nu știi că cum e să se arunce. Că vezi că vrei nu. Tu să vezi un dușman, nu vrei să te nu știi... la tine să te acuză de ceva? Sau să reproșezi eu ceva? Nu mă ascult acum pe mine, că te-am lăsat să mă ai spus că mă victimizezi. Mai văzut tu pe mine sau nu că am bocez, la tine? Da? Păi nu, te victimizezi prea mult, frate. Și e problema mea. Victimă, victimă, victimă. Da. Asta, poate asta sunt, nu înțelegi? Păi asta înseamnă că ești moale, tu asta vrei să-mi demonstrezi? Atâta timp cât în privința ta nu s-a adus nicio acuză. Eu am fost când s-a adus acuză, peste eu nu tot. Mă victimizez. Și asta înseamnă că pentru că suntem două fire diferite, ce păi, nu trebuie să pricepi? Diferite, tu ai 32 de ani, orice. Eu am 19 ani. Prea poate că și tocmai, suntem două fire diferite. Și din comportamentul eu am cu 19 ani, tu ai 32 de ani. Ești mai matur și ești mai trecut prin viață decât mine. Că pe faptul ce auzi tu de afară, tu arunci în noi. Te rog frumos să mă lași în pace. Tu după aia arunci repugnă față de unii doar cu ce spun alții de afară. Păi nu e...